Stăteam eu sâmbătă seara și mă gândeam, băi, să mă duc la protest, să nu mă duc și deodată îmi sună telefonul, știi cine? Mănuțu, prietenul meu cel mai bun. Bine, îl cheamă Emanuel, dar noi zicem Mănuțu că e mai prost el așa. Și îmi zice mănuțul, bă, hai să mergem la protest. Mamă, când am auzit, zic, bă, uite-te, mă, pe geam, vezi ce vreme e afară, nici pinguinii, bă, nu merg la alergat pe vremea asta. Ăsta Că bă, trec legile, că Rusia, că UE, că Dracu, că Dragnea, că Soros Zic bine mă, gata, hai, mergem Și m-am îmbrăcat de protest Gros, frate, că era frig Mi-am luat mai eu, mi-am luat două perechi de șosete flaușate Căciulă cu staniol pe sub să nu se vadă Pistolă, fular Izmenele alea blanau, cureni primite de Crăciun, cadou Tot M-am îmbrăcat, băi, de zici că urcam everest M-am întâlnit cu Mănuțu ne-am urcat în metrou și direcția protest. Bun, ajungem acolo, ne dăm jos în stație, mă, acolo, lumea și țara. Plin de oameni, zici că era ceva homeless talentat care cânta frumos și toată lumea se înghesuia să îl ajute cu un leu. Și o întreb o doamnă, nu vă supărați, dar ce se întâmplă? Protestăm aici că e mai cald? Nu, jandarii ăștia, jandarii, nu ne lasă să ieșim, au blocat ieșirile, ne controlează, ne percheziționează. Huuu! Mamă, când am auzit-o pe asta, mi s-a făcut rău. Îl trag pe mânuțul mai aproape și zic, am o Cum adică? Frate, am o Rău. Hai să mergem acasă. Băi, îmi întorc capul în spate, ghișcine în spatele meu. Nebuna care împinge oamenii la metrou rânja fasolea la mine. Când o văd pasta, zic ok, nu mergem nicăieri. Mănuțul, bă, corect, nu mergem nicăieri, ești nebun, ce ne controlează și după ieșim, gata, mergem la protest. Îi păi, zic la mănuțul, băi, am pistolul la mine. Mamă, ăsta o belit ochii, cum ai pistolul la tine? Etena, am pistolul la mine, ce vrei acum să fac cu el, să mi-l bag undeva? Nu am cum. Mă, și-am zis, asta este, dacă mă prind, mă prind, iolo, înțelegeți? și mi-am băgat și două coduri preventiv, că na, poate, poate, a exact mi hesoiam pentru cunoscători și am zis, asta este, mergem. Ajungem la control, mă ia un jandar, mă pipăie și mă întreabă, ce aveți în buzunar? Pistolul. Păi cum adică, aveți pistol? Da, ce, dumneavoastră n-aveți? Mă, că nu au auzit asta, direct o dat prin stație. C -c -c am găsit un pistol, am găsit un pistol. Roger dat colegu, acum venim. Revine asta și zice, n-aveți voie să purtați pistol. Pă, da ce are? Toți avem. Cum adică toți? Păi uite așa, toți ăștia din spatele meu, toți au pistolul la ei. Înțelegeți? Suntem o armată, un batalion de pistolari. Și dumneavoastră aveți două. Incredibil, zice jandarul. Îi zic, ba dai credibil, îl vedeți pe ăla micu, ăla de acolo, na, ăla are digăl. Serios, ia, uite, Bătrânul ăla mai încolo are pistol carpați. Scoateți pistolul, urlă ăsta la mine, știi? Și în momentul ăla îmi sună telefonul. Scoat telefonul, mă uit bunica, îi zic bunica. Două minute, trebuie. ok, ok. Bun. Alo, da buni, ce faci? Uite bine la protest. Măi copile, măi copile, fugi de acolo. Acum am văzut la Rumanii Television și la Latrina 3. Am văzut că e un nebun acolo cu un pistol și cu armate de pistolari. Fugi de acolo, te rog eu frumos. Bă, în momentul ăla, Mănuțul îmi dă un cot și mi-arată că el s-a uitat pe live stream și mi-arată, bă, ce dădeau ăștia la televizor. Un meci de Counter-Strike 1-6 din 2004 din PGL cu harta CS Metro. Blană. Și văd acolo, îl vă pe ăsta spagatistul ă, ă, Badea și cu fruntelat Apostolul Gâdea îl văd acolo, băi, amândoi ziceau, erau în delir, mă, mâncăm rahat, ne place rahatul, doamne, iubim rahatul, abia așteptăm să mai dăm o limbă la rahat, wow, e, rahatul e viața noastră, pe murtieră, scris mare, pe fundal galben, cu negru, rahat, mâncăm rahat cu lopat, ajutați-ne, vă rugăm frumos cu rahat. Mamă, îi zic la bunii, bunii, eu să la și telefonul, n să evit scandalul. Coate-ți pistolul! Păi omule, ești nebun? Vrei să ne duelăm? Scoateți pistolul! Îl întreb, e cumva no pants de la metro și nu știu? Nu de asta, dar am izmenele alea blanao și mai greu până no. Ăsta ca un robot strigat urlamă. Scoateți pistolul! Frățică, dar chiar așa în public vrei? Vă mai zic o dată, scoateți pistolul! Mamă, zic, Pă nașpa cu Android. Mă uitam să văd dacă are un buton de restart ceva, nimic. Tinere, dacă nu scoți pistolul, o să ne îngreți. Păi dacă îl scot, o să-mi dați amendă pentru semne obscene și vulgarități în spațiu public. Cum adică? Păi ce pistol vrei să scot, mă? Vrei să scot pistolul meu cu două bile, mă? Hă? Vrei să-l vezi pe stelică? Vrei să-ți-l arăt pe bâzu, pe bâzdâc? Cometa fără coadă, degetul fără unghie? Hă? Iar mă, iar păstelică, du la secție, fă 11.000 de poze, trimiteți-le la televiziuni, să-l faceți vedetă pe stelică al meu. Băi, ăsta și-a luat blue screen și am zis, da, zis, am o floare, dacă vă dau, mă iertați? Vă rog eu frumos. Și cam asta a fost toată faza cu pistolul la protest. Dacă nu v-ați prins, e un pamflet. Dacă te nu v a prins, asta este. E mai greu, nu o să vă desenez. Apropo, toată faza a fost la Cluj.